A fost odată ca în povești într-o lume ideală un mare actor la Hollywood, cu o soție... Chiar nu aș vrea sincer să spun pe gură vreo prostie, că-l văd cum vine zâmbitor și îmi dă una și mie. Că așa-i mai nou, așa se faci când te apucă jalea și îți pierzi controlul și ai dragi, i-ai apărat onoarea. De fapt era doar tunsă scurt, nu zero, mai cu unul. Dar nu mai zic nimic de asta, să nu supăr nebunul. Și cum stăteau frumos așa în casa lor cea mare, asta vine și spune boss, ai nominalizare. Și clar tare s-au bucurat ce n-a văzut Parisul, că un Oscar, vezi doamne, e pentru ei cam tot visul. Ce fericire simt acum, ăsta e sentimentul, sper totuși să nu fac ceva, să stric dracu momentul. Aici deja cred mă prostesc și cam fac pe nebun. Păi cum să-l stric, dar ce să fac? Să mă bat cu vreunul? Și veni seara cu pricina în mare repezeală și Will se îmbrăca frumos cu a lui soției. Și în timpul galei undeva, Chris Rock făcu o glumă la care Will întâi a râs. Dar se supăra pe urmă. Când văzu că soția lui dă ochii peste cap și-a dat seama că și pe el gluma l-a deranjat. Și se ridică el nervos și merge ca un dur și bam, o palmă i-a băgat în loc de un șut în... Și toată lumea mărmuri, chiar și a lui Duduie, crezură toți că e gizată palma lui peste... mufă. Dar s-au convins cu toții când Will Smith, fiind băiat, a început să urle fix ca un discreierat. Și apoi să vezi moment ciudat și numai bun de plâns, când bossul Oscar l-a luat. Hai ține un discurs! Iar scuza lui Clara a fost drept bună și de efect, nu mai mâncați băi borșahat, că vă pun la respect. Și când a fost el anunțat că mi-a picat boneta cu toții la ovaționat, parcă salva planeta. Dar nu sunteți voi ipocriți, tu vă mama în gură. Parcă eram toți de acord, violența nu-i bună. Sau e cumva un caz din ăla în care v-a fost frică, ori poate voi fiind mai sus la voi nu se aplică. Ei, asta ne arată iar ce e greșit în lume, când reacționezi violent în loc să râzi la glume. Și pe lângă asta suntem cam toți vai morții noștri, că în loc să chem paza noi toți, te aplaudăm ca proștii. Și atunci ce pretinții să ai la noi, că stau drept și contemplu, când voi la cel mai înalt nivel ne dați așa exemplu. Și încă o întrebare, mă, cum dracu se poate, când bat pe unul să iei premiu? Moralitate, frate.